As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the... Bună, eu sunt Alina, bine ai venit la un nou videoclip. Astăzi începem clipul în camera Mirunei, începem clipul în camera fetiței mele, pentru că planul pentru astăzi este să reamenajăm camera. V-am povestit eu în clipurile trecute că am vrea să cumpărăm un nou pat de la IKEA, un pat care se face sau un pat care se transformă într-un pat dublu. Zis și făcut, săptămâna trecută am fost cu Andrei la IKEA și am cumpărat un pat și am zis să vă luăm cu noi în tot procesul acesta de reamenajare a dormitorului, în cazul în care aveți și voi fetițe și poate vă dăm câteva idei bune de cum să le aranjați camerele. 99% din mobilierul pe care noi îl avem în cameră este cumpărat de la IKEA, așa că am zis că poate vă dau o idee bună. Întorc camera și vă arăt exact ce facem. Andrei este liber astăzi, dar haideți că am întors camera și zic să vă arăt cum arată camera la momentul actual. Scuzați deranjul, eu și cu Miruna am sortat toate jucăriile, cred că v-am arătat într-un clip trecut ce jucării și-a păstrat și ce a vrut ea să păstreze. Dar cum intri în cameră, pe peretele acela avem un pat single, acela este patul pe care vrem să-l scoatem afară și pe acest perete, pe acesta cu ușa, avem televizorul și aici este un corp de la IKEA care are, nu mai știu cum se numește exact, dar avem aici 6 corpuri care susțin 6 cutii. Nu avem nevoie noi de 6 cutii, pentru că Miruna nu mai are atâtea jucării și în anii ce urmează cu siguranță nu o să mai aibă jucării cât să umplem noi 6. Așa că ce m-am gândit să fac și ce l-am rugat pe Andrei să facă este să vedem dacă am putea să tăiem corpul, să-l facem numai de 4. Iar pe peretele din fața mea, aici avem măsuța, e un fel de birouaș, e atât o măsuță de dressing cât și un birou. Iar acolo avem un dulap de la IKEA, dar ceea ce aș vrea să fac este, nu știu dacă o să mă fac bine înțeleasă, dar aș vrea să mut măsuța în fața geamului. Aici pe peretele ăsta o să fie patul, dar patul cred că o să fie mult mai mare decât acesta, nu ca și lățime, cât ca și lungime. Iar corpul acesta de 6 vrem să-l tăiem într-un corp de 4 și să-l mutăm aici. Nu știu, haideți că l-aștept pe Andrei să vină. Și ne apucăm să scoatem tot afară și vedem cum ne descurcăm și ce ne iasă. Sper să fie ok. Noi am măsurat înainte să cumpărăm patul. Patul intră sigur, pentru că eram un pic speriați de calorifer, dar patul intră sigur. Dar nu știu cum o să reamenajăm totul să fie ok. Da. Cam acesta este planul. Nu știu cât de mult o să-mi iese. Hai să vedem cum reușim să reamenajăm. Îl chem pe Andrei și vedem exact cum reușim să ne descurcăm cu spațiul acesta mic. Că, virgulă, cum am spus, este un spațiu destul de mic. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world, I was one rich little girl. Daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back. Și haideți să vă arătăm progresul. Am scos corpul acesta afară. Scuzați deranjul. Și acum Andrei o să scoate. Ce facem, Andrei? Scoatem ăsta afară, nu? Scoatem patul de tot. Vrem să păstrăm salteaua asta. Că patul pe care l-am cumpărat are 2 saltele, dar nu se vede nimic, numai tu te vezi, iubitul. Da. Patul acesta o să-l dăm, nu? Da. Îl dăm la charity sau vedem, îl punem pe un site pe Facebook să vedem dacă îl vrea cineva. Trebuie să-l desfaci. Haideți că Andrei demontează patul, încercăm să-l scoatem afară și vreau să aspir toată camera înainte să aduc Andrei patul nou și să iau toți păienjenii. Și apoi punem patul nou. Yeah, ai putut, bravo! No mistake ever kept me late. We spent summers catching fireflies and winters on our skates. One big smile across my face. We
used to dance our way to church on Sundays. Mama set the pace. Daydreamer, kitten and maid. Take me back, all the way back to them days. Running around in a gown and a crown, barefoot. Hai să vă arăt că am aici câteva pete pe mochetă. Sunt de la ceva dulciuri, că sunt foarte lipicioase. Și am un produs de curățare, cred că vi l-am arătat eu. Detergentul acesta pentru covoare, de la Dr. Beckman. Și am vrut să-l curăț cu peria asta, dar soțul meu aici de față s-a oferit să aduc o perie mai bună. Așa că lăsăm pe Andrei să ne ajute. Sunt care merg, da. Dar cred că aia merge, nu, Andrei? Da, ok. Dacă îi dai. Da. Ce-o mâncat acolo? Dar le duce bine. Le duce bine, așa-i? Da. Nu cred că aveai nevoie de peria aia mare. Nu, cred, nu. Poate acolo. Avem o pată mai mare acolo. Acolo e caramel. Caramel? Da. Și hai să vă arătăm progresul, că în sfârșit arată un progres, deși Andrei Săracu o făcut la patul ăsta de azi dimineață. Dar suntem aproape gata, așa e, Andrei? Da. Da, suntem aproape gata. 10 minute și terminăm și vă arătăm exact cum l-am montat, dar am să vă dau așa un update, că cred că am lucrat la pat 3 ore. Da, hai că vă arăt când e gata montat. Da. Și zic să vă arăt că în sfârșit am terminat de aranjat mobila la Miruna în cameră și zic să vă arăt cum ne-am hotărât să o punem. Pe partea aceasta am pus patul de la IKEA și ne-a ajuns suficient loc, scuzați peretele, trebuie să-l repare Andrei, și ne-a rămas suficient loc cât în partea aceasta să punem noptieruța, să și deschid sertarele și acolo să-i pun o lampă, dar aș vrea să o ridic un pic mai sus. O să pun o cutiuță sau ceva să o ridic un pic mai sus. Dar da, am fost foarte fericită că mi-a încăput noptiera acolo, că nu știam ce o să facem cu ea. Apoi, în ceea ce privește biroul și măsuța de dressing, ne-am hotărât să o punem în fața geamului. Și la fel, suficient spațiu cât să intrăm la noptieruță, suficient spațiu cât să ajungem la dulap. Și în partea aceasta, inițial mă gândisem eu să tai corpul de la IKEA și să rămână doar 4 cuburi în loc de 6. Dar l-a întors Andrei pe peretele acesta așa și mi se pare că stă foarte bine. Și ceea ce vreau să fac este în partea aceasta să pun toată colecția de la Disney pe care o are Miruna și în partea aceasta să-i pun cărțile pentru colorat. Iar în cele 4 cuburi o să punem cutiile cu jucării, deși nu a 2 cutii de jucării cred că avem. Nici nu vă arăt ce am pe hol, că e un dezastru. dar da, îmi place cum stă. Mi-era teamă că patul, fiind mult mai mare decât patul pe care ea l-a avut înainte, o să ocupe foarte mult loc, dar aranjat așa nu ia la foarte mult loc din spațiul acesta de mers din mijlocul camerei, are destul de mult.
Salteaua este acea saltea pe care o am avut-o la patul vechi și din câte îmi dau eu seama este mai mică. Așa arată sertarele. Are trei sertare foarte încăpătoare. Într-unul dintre ele sigur o să pun jocurile, dar nu știu ce o să pun în restul. O să văd eu cum mă organizez. Zic să facem patul, încep și facem patul prima dată și apoi punem jucăriile la loc. Sper să termin până vine Miruna, dar dacă nu, sigur mă ajută și ea. Telling secrets in the dark while drinking whiskey neat. I would fall in a second if you let me, 'cause you're all that I want. Could you let me in? The last drink was the last drink, but I don't wanna leave. I wanna get closer, don't want this night to be over. I wanna get closer, it's not over yet. We could go back to my to my place. If it's only for tonight, let's make it count. I love it how your touch feels. I love it how you look at me in my place. No, I don't wanna waste no precious time. You said the last kiss was the last kiss. Make it hard for you to leave. We're telling secrets you to leave. I would fall in a second if you let me, 'cause you're all that I want. Could you let me in? The last drink was the last drink, but I don't want to leave. I want to get closer. Și zic să vă arăt cum arată patul aranjat, că am terminat de aranja patul. Toate pernițele decorative le aveam deja, nu sunt noi, majoritatea dintre ele le-am folosit în decursul anilor. Aceasta este o perniță de iarnă pe care am cumpărat-o Mirunei anul trecut. Nu știu dacă vă aduceți aminte, dacă ați urmărit videoclipul meu cu curățenia pentru Crăciun, atunci am cumpărat-o. Este un set, atât pernița cât și păturica vin la același set și cred că sunt cumpărate, mai mi-aduc aminte, vreau să zic range, dar nu mă credeți pe cuvânt. În continuare vreau să mă ocup de suportul acesta și o să punem toate jucărele înapoi în coșuri și în suport și o să aranjăm cărțile, dar haideți că vă pun pe trepied și vă arăt exact ce fac. Stop breathing. I will.
will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't let go. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. You are the one I choose, I wanna grow old with you. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. Still in love with the way that you smile. And when I look in your eyes, I'm... E haina Andro? Oh my god! Îți place tu, mami? Da! Ce-ți place cel mai mult? Patul! Patul, așa-i mama? Da! E frumos tu, mama? Ce-i așa? Acolo sunt toate jocurile tale, poți să deschizi să vezi aici, în primul ăsta. Au pus mami toate jocurile. Acolo n-a pus nimic, am găsit tu goale, Miruna, o să vedem noi ce punem. Dar uite, aici îți place la mă, cum a pus mami acolo, acolo unde ținem pijamalele. Da. E ok? Da. Da. Și aici, pe partea asta, s-a pus mami acolo toate cărțile, acolo ai jucăriile. Și alea-s goale, mami, acolo ai toate penarele, ăla-i gol. Și acolo ai toate fidgeturile. Wow. Acolo ai toate fidgeturile și acolo ai toate cărțile. E ok? E frumoasă camera tu, mami! Da. Cu plăcere, iubita mea! Îți place patul, Miruna? Da! Da! Ia uite ce roz e, mami! Îți place roz? Trebuie să-l rugăm pe tate să pună bateria acolo. Ce bateria? Acolo! Uh-huh. Și după aia s-aprinde aia. Mama? Da? Unde-i carpetul? Atunci aducă mama și covorul imediat îl aduce, mami! N-am uitat de el! Îți place tu, mama? Da! Și zic să închei videoclipul acesta aici. Mulțumesc din suflet pentru vizionare ca de fiecare dată. Sper că ți-a plăcut videoclipul și sper că ți-am dat câteva idei bune în cazul în care ai și tu un spațiu așa mic ca și camera Mirunei. Ca de fiecare dată, mulțumim mult pentru vizionare. Mulți pupici de la noi pentru voi, iar noi ne vom revedea data viitoare cu un nou clip. Până atunci, mulți pupici și pa, pa!